Ion Cristoiu, atac neașteptat la adresa ministrului Carmen Dan, teorie incendiar în dosarul Microfonul. Jurnalistul Ion Cristoiu lansează o teorie incendiar în dosarul Microfonul, izbucnit după ce un microfon a fost găsit în casa ministrului de interne. Cristoiu susține că întreg scandalul ar fi fost alimentat chiar de către Carmen Dan, în colaborare cu parchetul general. Mai mult, Cristoiu consider că procurorul general Augustin Lazăre joacă în tabra PSD-i în tabra lui Klaus Iohannis. Cetean al acestei plătitor de taxe impozite din care se alimentează parchetul general, e mai mult decât normal să mă întreb. De ce la deschidere dosarul Microfonului a beneficiat de mediatizare, iar la clasare s-a apelat la intuiciune anumit plasarea de informații ca venind din surse, una dintre cele mai mizere retlicuri ale instituției de for care e parchetul general. Întrebarea e justificată în legitimitatea ei nu numai prin nevoia de echivalena a cum s-a procedat la deschidere, a trebuia să se procedeze și la închidere, dar și prin faptul ce dosarul deschis cu TAM pe 29 noiembrie 2017 nu se refer la furtul unui portofel sau la intrarea prin efracie a unor hoi în apartamentul unei bătrâne sub pretextul ce sunt de la gaze. Dosarul a fost deschis pe fondul unui mare scandal declanat în seara de 29 noiembrie 2017, de însi Carmen Dan. Cum despre moment am scris la vremea respectiv, îmi voi îngădui să reamintesc aici informații considerai din textul postat de mine pe cristoiublog.ro din 4 decembrie 2017 sub titlul Scandalul Carmen Dan sau Microfonul care face cu ochiul. În seara lui 29 noiembrie 2017, la 20:50, România TV, post apropiat de actuala conducere a PSD, de Liviu Dragnea, îndeosebi, a difuzat un interviu cu Carmen Dan prefat de anunțul făcut în stil Breaking News de Andreea Creulescu. E o situație nema întâlnit în România. Polia e în casa ministrului de interne, i-a găsit acolo microfoane. Imediat, suntem în notin aici la telefon însi Carmen Dan. Asta mărturisea, acum arătam în textul respectiv, ce doamna ministru nu numai ce nu evit să confirme sau să infirme descoperirea, acum se procedează în împrejurile când presa află ceea ce nu trebuia să afle, dar mai mult se aterne la taclale cu moderatoarea ei apoi cu alii jurnal TTV care i-au cerut informații. Dialogul debutează astfel. Reporter, bun seara, doamnă, înțeleg ce polia e la dumneavoastră în casă. Carmen Dan, bun seara, doamna Creulescu. Doar ce au plecat. Cum aflase postul rămâne o enigmă. Să admitem ce avusese surse în polie, deci, acum sugeram în editorial, sursa fusese cineva din PSD, dacă nu chiar însi Carmen Dan.
indiferent de felul în care aflase postul, e sigur ce distinsa doamnă ministru nu pare mirat de rapiditatea cu care s-a aflat în pres de o acțiune care o viza, dar mai ales nu lasă o clip impresia prudeniei necesare în astfel de împrejuri. De încerut pe de o parte de funcția de ministru de interne, care presupune autocontrol, pe de altă, de complicaia întâmplării, care implica discreție până la stabilirea unei concluzii certe. Fereaine cont de aceste reality, mai ceva ca o starlet fericit ce a betut-o amantului, astfel se poate da în stamb la televiziuni cu ochiul în vine IT. Carmen Dan descrie amnun IT cum a descoperit dispozitivul, cum a rămas paralizat de surprindere, cum a chemat poliția. Deino spune FBI, ea sugerează o intruziune a serviciilor secrete. Fecând apoi turul televiziunilor, Carmen Dan nu contrazice o clip burtierele tendenioase, care denunau o operaiune de o rar gravitate, prin care ministrul de interne, membru XAT, era spionat în propriul apartament. Întreaga desfurare mediatic se îndreaptă ferezit spre acuzarea SRI de a fi interceptat-o pe Carmen Dan. Tendina e atât de clară încât SRI se vede obligat să intervin de îndat prin purtătorul de cuvânt Ovidiu Marincea, pentru a susține ce directorul SRI a contactat-o pe doamna ministru, ce SRI nu e implicat, dar e pentru a da amnunte despre microfon. Cu toate acestea, impresia în opinia publică a fost net în favoarea unei operaiuni a serviciilor secrete prin care Carmen Dan, ministrul de interne, a fost victima unui incredibil abuz. Repet, la această imagine a contribuit în primul rând Carmen Dan. Au contribuit apoi instituțiile de for. Un comunicat al ITR dat imediat după interviul luat lui Carmen Dan dezvluia ce. O echipă operativ din cadrul poliției române s-a deplasat, miercuri după amiază, la domiciliul ministrului de interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmează să fie expertizat. Cercetările continuând sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație, sublinierei Justiție, PICJ. A urmat comunicatul parchetului general privind deschiderea dosarului, arată Ion Cristoiu, pe blogul personal. Ion Cristoiu consider că întreaga operaiune s-a desfurat cu acceptul parchetului general. E limpede, adar, ce de-i scandalul a fost uitat, totul el a rămas în memoria românilor ca o confirmare a unei suspiciuni de o rară gravitate, dita mai ministrul de interne a fost victima unei operaiuni de interceptare prin instalarea de aparatură în propriu apartament. Desigur, la vremea respectiv, s-au auzit voci. Una dintre ele a fost a mea, care i-au exprimat îndoiala fa de teza unei spionări. Numai ce felul în care Carmen Dan a exploatat momentul pentru a se putea prezenta drept victimă, contribuia presei pro-PSD de la umflarea tirii, intervenia prompta parchetului general, ca urmare a plângerii făcute de Carmen Dan, au creat în opinia publică imaginea unei grave înclecări a democraiei, a statului de drept, a unui abuz comis de servicii SRI, îndeosebi fa de un înalt demnitar al statului român.
știrea dat vineri, 4 mai 2018, nedezmin IT de parchetul general, dezumflu scandalul. Amnuntele date presei tot de parchet, fără a fi asumate oficial, dezvluie o întâmplare strict personală a persoanei fizice Carmen Dan. Ministrul n-a contestat concluzia parchetului.